Sorry. Eu, prin natura mea mai altfel, mă gândesc ce pot să fac eu cu asta. Și cu un singur simbol poți să faci un lucru. Numai că aici intervine și interesul personal. Stai și m-am gândit ce anume diferențiază oameni. Priorități. Pentru mine, prioritatea clară a fost și va fi întotdeauna cunoașterea și practica spirituală, indiferent de natura ei. Indiferent de natura ei, pentru că practica spirituală poți să găsești în orice. Cum mă duc să fac arte marțiale, poate să fie practică spirituală. Cum mă duc și fac sex, poate să fie practică spirituală. Eu așa primesc totul. Ca o practică spirituală. Că te duci și dai la pește, poate să fie o practică spirituală. Absolut orice poate să se transforme la un moment dat în practică spirituală. Că gătești, se poate transforma într-o practică spirituală. Nu? Indiferent ce faci. Se poate să vă ajute să scoateți la suprafață probleme care înseamnă nivelul interior. De ce? Pentru că în structurile voastre, în meridianele voastre, în centrii voștri energetici, există energii negative care sunt gânduri, sentimente, întâmplări din viața voastră care sunt stocate acolo. Fiind stocate acolo, din când în când, bubur, ies în afară, mă îmbolnăviți, pe ce dat. Ei, Reiki-ul, prin autotratament, vă ajută la un moment dat să faceți conștientizările. Să conștientizez natura dezechilibrului din corpul meu, natura bolii mea. Ai scoate la suflet. Și vă ajută să și ai rezolvat. Că de-aia aveți ghid. Să vă adună pe care vă să scrie. În tot Reiki-ul o să vă ajute să creșteți și pe alții. Pentru că încep să-mi dau seama că eu nu pot să evoluez singur. Ca să evoluez eu, trebuie să ajut și pe cei din familia mea. Și neamul meu. Mă refer, părinți, bunici, etc. Dacă eu mă schimb, automat se schimbă și cei din jurul meu. Deci evoluția nu se face singur. Noi suntem interconectați. Schimbarea mea schimbă automat tot ce este în jurul meu. Iar dacă schimbarea mea